Deci cei călătorii ei sunt la 500 de euro, Dani la 1000. Bine, și gândește-te așa, el se mai duce și la... Eu merg în cluburi, un merg cluburi în... Că păi da, da, păi nu, așa, păi așa nu, tocmai de asta vreau să zic, înțelegi, că este foarte interesant ca oamenii care se uită să vadă, bă, uite, așa pot să trăiesc, așa, și mie mi se pare, adică eu cu siguranță că, eu cred că cineva care vine... cu 1000 de euro, cu 1000 de euro cred că nu prea faci rabat de la multe chestii, nu? Ba, faci de la un... Eu zic că 1500 de euro e bugetul perfect, dacă chiar vrei să faci de toate. Adică tu ce simți acum? Tu ai chestii la care te reții și zici, bă, n-aș face aia, să am grijă la aia, ai lucruri. Da, sunt. Sunt anumite chestii. Dar la 1500 de euro nu aș mai avea. Gândește-te la un lucru. Problema nu se pune că se deține de la mâncare sau să-și ia ceva. Nu, mâncare niciun caz. Se deține că entertainment. Nu mă duc în entertainment, cum îi spune... Nu mă duc ce bat, Savaia, de exemplu. Exact, ce bat, bă, că e super de lux, bă, și 100 da, de euro pe noapte, ceva, înțelegi? Mie știi ce mi se pare super dubios? Am fost și eu la Shishi ăla, frate, club. Ești nebun, e 180.000 un cocktail, e mai scump ca în România un cocktail. La Vela, acolo e 200.000. Da, pe asta zic, da. Păi de mai, bine, fiind și țară musulmană, dar zic că e mai scump ca în România. Cred că e mai scump ca la câte un cocktail. În Austria, cred că le iau, nu știu, cu 3 euro un cocktail. Aici e 12 euro la Vela. N-ai oceanul, n-ai Bali, n-ai Bali. Băi, deci am o mică problemă. Acum mi-am dat seama că toți banii pe care am în portofel sunt... Stați să vă arăt imediat și nu exagerare chestia asta. Sunt ăștia, 100.000. Care 100.000 înseamnă echivalentul a 30 de lei. Și aș vrea să mă duc să mănânc și eu ceva undeva cu banii ăștia, ca să nu mai duc la bancomat. Oricum va trebui să opresc la bancomat, dar vreau să văd ce fac cu banii ăștia. Și nu știam, nu știam pe cine să întreb. Îți mai rămâne oricum. Repede, nu? Da, și v-am găsit eu. Nu, deci faza e super tare, că a trebuit să mă o să scop banii, am rămâne uitat. Rămâne bacșiș. Rămâne bacșiș. Și astăzi am spus că mergem să mâncăm ce? Ieftin și bun. Deci ieftin și bun. Ce mâncăm noi de la breakfast? Eu pot, deci pot să mănânc cu banii ăștia. O, 100 de mii. Mănânc și mâine de banii ăștia. Pe bune. Vorbesc serios. Deci unde unde trebuie să mergem acum? Unul luat mai. Cât avem de mers de aici? 20 de kilometri. Oh, deci cam vreo 40 de minute, ceva de genul ăsta. Bine, dar dacă ești cazat în Uluatu, e ok să mănânci acolo. Adică nu merită de aici din Seminiac să te duci în Uluatu să mănânci. Da, pentru că am spus să facem astăzi acest experiment. Deci uite, deschide puțin portofelul să se vadă aici. Stai că mai sunt niște bani. Mai ai. Nu, să se vadă exact. Deci mai am 10, nu mă, 20.000. Cât sunt aia de 20 sau de 2000? O, mai mănânci 3 zile. A, uite bani, mă, am 100. Cât înseamnă 150.000? Înseamnă cât înseamnă 45 de lei. 45 de lei, ce mă? 4 zile. Hai să mergem. Deci, care e povestea cu locul ăsta? Când l-ați găsit voi? Când acum am stat aici. Un an și ceva. Așa. Am găsit ăsta aici. Veneam în fiecare dimineață să mâncăm. Stăteam la vreo 5 km de aici. Ce filmezi? Aha. Cătălin. Și veneam și mâncam în fiecare dimineață. Asta era într-un fel micul dejun. 15.000 o porție. Okay. Adică $1. $1. Și ții cam aproape ce vrei de aici. Mamă, pe bune, da? Da, deci. Asta spune Odes și pe urmă ce vrei de aici. Unul weekend din ăsta, unde ce poți să spui în platou la mare. Exact. La sfârșit zice, e gratis. Da. Ce tare, dar locul presupun că e vechi, adică se vede că e de mult. E cunoscut. Este mâncare halal pentru că e musulmancă. Știi, musulmanii de obicei au chestiile astea, deci halal. Fără, nu e porc, totul e foarte curat, pentru că musulmanii totul e important să fie totul foarte curat. Adică noi am mâncat 5 sau 6, nu, 7 luni am mâncat de aici și uite că sunt, că încă sunt întregi, n-au murit. Și fac mâncarea fiecare zi dimineața, deci pe la 8-9 fac mâncarea, pe la 12-1 se cam termină și ce se termină mai fac din nou, știi? Și bodyguard deci, au aici. Cristina, acum o să ne facă așa un rundown, să ne spun exact ce e aici, că eu nu înțeleg nimic. Da, deci aici e spanac de apă. Spanac de ce apă. Mă? Spanac de apă. Așa îi zice? Da. Ok, așa. Aici e tot un fel de spanac de apă, dar gătit cam cum îl gătim noi. Aici aș ceva legume cu porumb. Aici e cel mai picant sos ever. Aici aș ciuperci prăjite. Varză cu morcov și nu știu ce. Aici e pui rendang. Aici iar e ceva pui rendang, adică cu un sos din ăsta de roșii, așa. Aici e tempe. Ăla e tempe, da. Noodle, bineînțeles, cu legume.
pui ciopârțit, îi zic eu. Așa. Așa, și aici e pui un fel de tocăniță. De tocăniță. Și asta de ce de sus? Aici e porumb. Asta e porumb. Porumb, da, porumb în crustă. Asta e tofu, asta e omletă. Aici pește prăjit. Aici e tempe. Aripioare de pui prăjite. Aici avem shrimp. Shrimp, da, da, exact. Da, ăștia, cum le zici? Eu vreau să zic creveți, mă. Creveți, așa, da. Și aici iar aripioare pui. De pui, da. Care e faza cu aceste locuri? Sunt în zone foarte populate și de aceea trebuie să știți că puteți să aveți încredere totală când veniți să mâncați în locuri unde mănâncă localnici. Asta mi se pare cea mai bună treabă. Ideea este că poți să ratezi dacă nu ești atent, că treci pe lângă el. Cum se numește, mă? Warung Java Bulfajar. Tu nu mănânci rice? Nu mănânc, mă umflu, e prea multă mâncare. Ah, prea mult rice, poți da. Poți să pui, da, dacă vrei, poți să nu, dă. Și fii atent cât îți spune, deci eu o să-i zic să-mi pună mai puțin. Ok. Că mai îmi punea o de asta. Mamă. Vegetable. Dar tu e chestia de asta nașpa, mă. Tu asta mănânci nașpa, noodle verde. Astea sunt sănătoase. Să mănânci sănătos, da, da. Mănâncă sănătos acum, de ochii camerei, îți dai seama. Că de aici se duc la KFC, pormă. Las că te ducem unde trebuie, pormă. Asta îți arătăm un alt KFC de lux. A, mergem și la restaurantul celorlalte, mi-ai zis, nu? Da, să vezi, deci după amiază ne destrăbălăm. Aici mâncăm la $1, după amiază ne destrăbălăm și mâncăm la $2, la 5 stele. Deci la $2 acolo, da, aruncăm cu bani acolo, da. Acolo, facem destrăbălare după amiază. Rice, yes. Yes. Just like that, it's okay, thank you. I want everything that's spicy, so I want some sauce. Spicy? Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. Yeah. A bit of that, yeah. You like spicy? Yes, it's okay, spicy. Like this, perfect. I want some, this chicken, please. Nu știu ce să-mi iau verde. Ok. Tempe, e foarte bun. One tempe, ok. Porumbul, iarăși corn. Care e porumbul? Ăsta de aici. Ah, ok. Corn. A, corn ăsta? Da. Ah, ok. Un corn. And... Are pește acolo, dacă te mai interesează? Nu. Ce e chestia asta? Ăsta e ou bătut, cum este. Yeah. I think it's ok. Sau sos, să spună dacă vrei, sos din asta, de la, uite, de la aia. Da, and sos. A bit of sauce. Pui de andang. O sos, că merge bine pe sosul ăla peste. Okay. Just this. Tot ai zis să te aducem într-un loc de asta? Da, îi trebuia. Thank you so much. Dar e tare bine unde vreau. Uite ce bine. Ia uite o festină aici. Unde stai? Stai acolo, stai. Da. Aici, face-to-face cu realitatea. Da. Cristina fiind realitatea, nu? Da. Ai zis că eu mănânc prostii, dar și tu ți-ai luat puține chestii. Mi-am luat toate nebunile. Mamă, deci cât de mișto poate să arunc asta toată. Eu ce culori am? Da, la tine e mult mai variat. Da, mi-a dus și eu am luat așa mai... O să încercăm asta, eu vreau să văd... Pardon. Eu vreau să văd în primul rând... Filmează-mi și pe mine. Se vede bine? Crezi că se vede ceva? Da, mie la așa. Dacă filmezi într-o parte, trebuie să... Vezi să nu bate lumea. Deci ce vreau să încerc, pe mine mă interesează combinația acestui sos. Ăsta aici. Asta e sambalul. Trigger-ul meu. Păi vezi, nu lua pe tot ăla, că sare în aer. Nu o să poți. Amestecă-l cu pudră. E grav rău, da? Da, amestecă mai mult, cu mai mult orez. Gata, mă, uite, am pus puțin aici, da? Deci e chiar nașpa, da? Avem apă aici pe lângă, avem apă, să mor eu, ia stai. Da. E spicy. Pentru cineva, dacă vine cineva, de exemplu, aici care nu e obișnuit cu mâncarea din Asia, vede, te spargere. Nu te sparge asta, dar e foarte bun. Pentru noi este spicy, după 2 ani de zile și ne-am obișnuit cu picantele ăștia, dar e foarte picant. Deci ce mi se pare mie super tare, e că mâncarea este exagerat de bună. Bă, eu sunt curios, femeia asta face profit la banii ăștia? Da, măi. Da.
foarte bună, frate. Deci arată... Dă seama că n-ar face chestia asta dacă n-ar face profit. Bine, profit depinde ce înțelegi tu prin profit. Corect. Și ce înțeleg ei prin profit. La banii ăștia că plătești aici, asta vorbeam cu ei, că nu, deja nu merită să te gândești să gătești, n-are niciun sens. Mulți pentru noi și când noi am zis că mâncăm cel puțin o masă pe zi la restaurant, au zis, bă, nene, dați-o încolo de treabă, cum să trăiți cu banii care stați pe lună, să puteți sta cu banii aia și să mâncați la restaurant. Dar nu, e mai ieftin să te duci la restaurant să mănânci decât să stai să gătești, că diferența e nimica aia și nu e muncă. Nu mai și nu e bătaia spui, de cap, exact. Nu mai stai să faci mizerie și așa mai departe, știi? Exact, da. Ia, asta ce este? E ceai. E cola la ei. Foarte tare. În pahar de Guinness a fost. Uitați-vă, frate, ca un copil bun. Cristina s-a comportat exact ca o mamă când consumam un șervețel din ăsta, îmi punea încă unul lângă mine și îl și palma așa, îi făcea așa șervețelul, cum făcea mama când eram acasă, știți? Uite și Dragoș aici, popaț. Deci, super bună mâncare. Deci chiar nu exagerez. E ce trebuie, da, exact, cum zic, e nu ca să ai trademark Cristina și Dragoș. Dragoș și Cristina. Ideea este că foarte, foarte, foarte bună mâncarea, picantă. Într-adevăr, dacă nu ești obișnuit cu mâncarea din astea, te sparge sosul ăla. Dar aș putea să mănânc din ăla, să-mi pun într-o oală din asta, să-mi amestece cu orez, nu mai aș mânca. Ca să știi, eu n-am mâncat astăzi pentru că știam că mă văd cu ei și știam că o să merge și în altă parte mai încolo să mâncăm, deci am zis să fac loc. Ca idee, să știți că pentru domnișoare și doamne care nu vreți să mai folosiți ruj după ce mâncați așa picant, o să aveți buzele sărutabile. Bună. Ia. Trebuie. Ia uite ce frumos. Bă, ești nebună cât de mișto arată. Bă, ăla cât de curat e, frate. Păi da, nu, dar eu mă mir și zic, uite, știu cât de totul e aranjat, e pus ok. Nu putea nimic dubios, așa îți dai seama. Și în general, boss, vă spun o chestie. O bucătărie care e super curată e o bucătărie în care nu se face mâncare, exact. Ca să-și știți chestia aici asta. Se face mâncare. Nu uite ce mișto. Da. Toate astea. Mamă, deci uite știu cât de mișto pa. Ia uite-te, frate, ce boxe. Ce sunt astea, speakerele astea, bă, ești nebun? Păi că tanzia asta a început să râdă că ne face reclamă. Păi da, de ce nu? Ia uite aici. Bă, aici ce e chestia asta, mă? E baie? Dar bine că miroasea cămară. De ce e aici, Cristina? Aici e afară, aici în spate e piața. Stați-mă un pic. Nu e baie, ceva că merg. A, am impresia aici că stau ei, mă. Că se roagă aici. Aici că se stau? Da, că sunt musulmani. Ardeiul? A, voi n-ați intrat până acum. Până aici nu. A trebuit să vină nebun invazii. Asta e piața, aici am fost de o grămadă de ori, dar n-am știut că asta e piața. Asta e toată piața din spate. Ce tare, frate. Deci n-am intrat nici o prima dată când am intrat în bucătăria lor, sincer. Mamă, dar uite-te, știu cât de bine arată și cât de... Hai să vedem și în frigider, mamă, și ești nebun, găsești capete, oameni morți, picioare. Ia uite, frate. Mi se pare tare că, uite, n-are nimeni nicio problemă, nu vine să zică nimic. Li se rupe. Ia uite ce. Ce ai, frate, e superb. Este superb. Super frumos. Da, deci am plecat și-o cu toți banii ăștia, vreau să întreb pe doamna asta cât costă. How much for everyone? $50,000. 50,000, da? It's okay. Take like this. Thank you so much. You are very kind. Very good food. Gata. Ce mai mănânci după amiază? Ce mă, mai am 20,000, trebuie să mergem la bancomat. Deci am mâncat pentru 3 persoane și am mai cerut inițial 50,000, care înseamnă că 15 lei. 17 lei. 15.000 de persoane au fost și cu ceai a fost 10.000 practic. Bă, da, acum știi ce mă gândesc eu real vorbind? Mai ieftin de 15.000. Mai ieftin. Bă, deci ce mă gândesc că tu teoretic... Mamă, de ce poți să vii mănânci în fiecare zi? Dacă mănânci de 2 ori pe zi, să zicem, full plate? Da. Am mâncat 3 persoane, 2 ceaiuri și au fost 15 lei. 15 lei. Mamă. Deci... Da. 5 lei și ți-a dat și ceai și tot. Deci dacă era să mă zi fără ceai, era mai ieftin de mai ieftin. Stai pe jos. Cum? Hai să vezi ce apare acum pe canal. Da. Ce vrei? Și cum este? Așa. Tu te faci not. Tu te faci un not. Așa. Te trag și ocupat. Stai. Să-mi bat. Hai, gata. I-am făcut not. Hai să mergem să bem o cafeluță. Hai să mergem să bem o cafeluță. Hai că ducem în altă parte la cafeluță.
Gata, bă. Mă simt și eu. Mă simt și eu înapoi backpack. Gata, așa, ăștia sunt banii pentru clipul de azi, că eu îi plătesc ca să ajung. Că asta nu e palincă sau țuică, mă supăr. Doar 23, nu știu. Deci doar de obicei când zic pahare din astea, îți vin în România. Hai, hai mă, să dăm rău cu palincă și țuică. Hai. Apă de uluată. Băi, foarte mulți dintre voi mă întrebați când mai revin tururile Backpack Your Life, alea pe care le făceam în 2018-2019. Și nu o să mai revină foarte rapid, pentru că mie nu-mi plac oamenii și sincer să fiu, nu am chef să văd mulți oameni care vin cu mine. Ăsta este adevărul pentru care nu mai fac tururi, pentru că eu nu mă înțeleg bine că sunt cu 12, 13, 14 persoane, deși am avut și tururi foarte mișto cu oameni ca lumea și oameni de treabă, eu sunt singuratic, eu mă simt bine atunci când sunt singuratic, pare să vă confirme și domnul Mariciu, acum câteva zile am zis, băi gata, trebuie să plec la treaba mea, trebuie să mă duc în nebunia mea și atunci am stat singur. Dar, pentru că foarte mulți sunteți interesați de Bali, acești doi simpatici din fața mea m-au anunțat că vor să înceapă să facă tururi în Bali. Și mai ales, gândiți-vă că suntem de 2 ani jumate în Bali. Cunoaștem absolut tot ce se poate cunoaște în Bali. Așa că dacă vreți tururi speciale, dacă vreți orice altceva. Și dacă vreți experiențe unice, că noi am ce-am trăit aici și ce Bali am prins noi, Bali care era acum 10 ani, dacă nu mai bine. Și încă mai e timp și să și mai mult, asta. Acum, când încă Bali nu e aglomerat. Ăsta este marele avantaj. Că acum vorbeam și le ziceam, asta le spuneam și eu, că dacă vreți să veniți în Bali, din punctul meu de vedere, trebuie să o faceți în următoarele 2 luni de zile, ceva de genul ăsta. Pentru că nu sunt oameni. Voi nu ați prins. Voi ne-ați văzut Bali-ul ăla? Da, da, 2019. Am fost în 2019 prima dată și când am venit aici, înainte, mi-am venit înainte să înceapă pandemia, așa că încă am prins Bali-ul ăla. Dar acum e Bali care nu l-ați văzut niciodată și nu știu când o să mai prindeți. Încă nu e aglomerat. Ce e acum nu știu când o să mai prindeți, dacă ți mai bine pe o dată. Asta e faza, deci eu o să pun evident canalul lor, o să vă las adresa lor de e-mail și dacă vreți să veniți în tururi în Bali, chestii pe care eu cred că ar trebui să o faceți, le scrieți, vorbiți cu ei, intrați în contact. Sau pe Instagram, pune și sau pe Instagram, Instagram pun și contul de Instagram și vă răspunde. Și Instagram și mail și astea sunt cele mai bune. Și peste, peste tot. Și vă promit că poate am glumit cu faza aia de început sau nu. Și eu mă gândesc să fac tururi undeva pe la anul. Sunt alte, fapt, sunt alte motivele pentru care nu vreau să fac tururi, pentru că vreau să fac niște tururi cumva diferite și până pentru chestia asta mi-e trebuie timp să stau să gândesc tururi respective și acum nu am timp pentru că îmi place să oar cu gagici și îmi place să fac cu totul și cu totul alte chestii. Dar la anul aș vrea să reîncep tururile Backpack Your Life, da? Între timp, dacă vreți să veniți în Bali, veniți cu ei că cred că sunt cei mai potriviți oameni, pe lângă faptul că dacă vă veniți în tur cu ei, apăriți și în vloguri. Exact. Gândiți-vă și la asta. Poze, deci vloguri. Aveți și poze, cum mi le face mie Dragoș pe Instagram. Exact, intrați pe Instagramul Chris Dragoș și o să vedeți ce găsiți pe acolo și ne scrieți. Vă așteptăm, vă răspundem cu cea mai mare plăcere. Bă, deci ne-am oprit acum, de ce? Ce-a uitat Dragoș, mi-a uitat laptopul la, la restaurant. Dar de ce ai laptopul cu tine? Pentru că trebuie să-i termin unui client un video și dacă mă sună trebuie să fiu available. Și acum n-ai laptop, frate, l-a uitat, s-a dus? Dar unde? Pe bancheta aia? Pe unde? Bancheta, pe masă? Dar eu nu l-am văzut acolo. Hai că s-a întors și fiul rătăcitor. Cum l-ai pierdut, mă? Am uitat, bă, efectiv am uitat de aici, l-am lăsat, am pus acolo și am uitat, că de obicei nu mă cap că după mine și l-am uitat. E entuziasmat, Dragoș, de vestea pe care urmează să vă dăm. Hai! Am ajuns și Cristina avea să ne cânte, să ne încânte cu o baladă. Ioniță cu trei flori, cum se zice? Cu... Da, exact, ceva de genul. Și uitați-l aici, îl vedeți pe domnul Dane, pe care nu știu dacă mai țineți, dacă sunteți pe canalul Backpacker Live de... Când... pe Cuba. De pe Cuba, exact. Deci de pe la finalul 2017 l-ați văzut pe Dani, a făcut parte din băieții nebuni care au fost atunci prin Cuba. Ce cauți mai aici în Bali? Băi, m-am mutat aici. De, tu vrei să te muți aici? Da, nu mai e. Dar de ce? Dar de ce te-ai mutat aici? Păi, îmi place atât de mult Bali, iubesc Bali mai nou. Așa? Și... și ăsta e scopul, vrei să rămâi aici? Ai venit, da, în Bali, ce părere aveai de Bali? Ce părere aveam? Aveam o părere nu prea bună, că am mai fost și în urmă cu 2 ani de zile și nu mi-a plăcut deloc. De ce nu ți-a plăcut? Era, era plin de oameni. Prea mulți. Agitație foarte mare, toată lumea sărea pe tine să-ți vândă una alta, acum s-a schimbat, nu mai e așa. Sper să nu revină din nou. Și mi-e frică că în 6 luni, un an de zile o să maxim, maxim, da, asta cred și eu.
Unde stăm aici? Cum se numește locul ăsta? La Domnul. La Domnul. La Domnul de sus? De Dănuț. Da? Se numește Garaj, Garaj Warung, iar tipul care îl vedeți în spate, uite, cu motocicleta foarte șmecheră, o să filmeze Cătălin imediat. Da. A lucrat la unul dintre resorte de lux de aici, de pe coasta din Uluatu, de pe coasta mării. Așa. La Blue, ceva de genul, de 5 stele, un resort de 5 stele și acum gătește de 5 stele la, poți să-i dai la casă. Da, la casă. Ce tare, unde intrăm, pe acolo? Aici e restaurantul? Vedeam că asta e o intrare, ceva. Uite unde m-au adus ăștia, frate, sunt om cu 500 și ceva de mii de abonați aici, nebun, m-ai adus aici să mănânc în pădure. Dar să-i vezi bucătăria. Dar ce tare arată, îmi place mult tot, arată super mișto. Da, mă, deci pe Gojek, te uiți la meniu? Da. Eu n-am Gojek, am internet. N-are meniu. Comand, can you give me you have also Grab? Yes, you have also Grab? Grab, yeah, we have. You have Grab, okay. Yeah, și pe Grab. Și pe Grab, și ce fac? Ca să lumea, omul ăsta n-are meniu aici printat, a zis Daniel, numai că ne-a mințit că îi face un meniu. Intri pe Grab, te uiți ce-ți place și după poze și te alegi. Și cum îi pun la Domnul, cum îi pun, sau ce? Nu. Să mor eu, m-ați spart. Garaj restaurant, garaj. Care e foarte bună. Pentru că m-au dus la average, așa, m-au dus la 15.000 și am zis că acum mă duc la la scump. Doi dolari pe de pe sală. La 35 de unii, la fițe, da? Exact. Mai doi, ăsta eu l-am găsit eu cu Danuț, băiatul care a fost cel în Bali. Da? Da, efectiv, am căutat pe Gojek să vedem ce mâncare e și am găsit un restaurant și l-am băgat pe Google, am găsit locația, am venit aici. Când am venit, am zis, unde n-ai bai restaurantul? Că nu văd niciun restaurant. Da. Că nu, l-am găsit. Deci acum, păi da, dar nu știu, frate, voi ce vă luați? Nu știu să-mi iau. De toate. Tu știi ce vrei, Dragoș? Eu mi-au piurea de piure. Ce ai zis tu? Patai. Da, frate, are patai. Da, gata. Patai, să moară viața mea, 5 patai iau. Patai vreau, da, frate. Deci asta vreau, patai și de băut, dacă vreau să fac ceva, are? Da, are. Vreau ceva din ăsta super. Bine, dacă n-are, se duce la magazin. Aiurea, vreau cola, ceva prostit de genul ăsta. Gata, mă, deci vreau, eu vreau patai și cola. Voi decideți. Ce vrei, Cristina? Hai să luăm și o quesadilla, să vadă și quesadilla cum e. Exact, hai să luăm, tu ții patai, tu e o quesadilla și mi-au o dăla de pui cu piure. Nu, încearcă să ții pastele alea. Am eu pastele alea. Ții pastele și iau o quesadilla atunci. Și tu ce, ți-ai nu-ți nimic, ai mâncat? Nu, că eu am mâncat. Dacă știam, nu mâncam. Bă, nu știu, eu am mulți abonați, nu cu armasa, îmi pare rău. Au luat frumos masa afară. Cei cu puțini abonați, dar să care masa. Chestia asta aici nu avea. Deci uite, ai intrarea asta aici, arcad. Deci jocul se numește... Garaj Restaurant. Garaj Restaurant. Ce e mișto. Așa, deci aici vrea să facă bar? Da, așa a zis el. Da, arată excepțional, frate. Momentan e creepy, dar... Tu de când ești aici? Ai vreo lună, nu? 4 luni. Ce mult, tu ești de 4 luni aici? Și mai stau o lună, trebuia să plec pe întâi. Și mai stai încă o lună? Da. Și mă întorc 2 luni în Europa și mă întorc înapoi pentru... Îmi iau viza Kitasu, care e pentru 2 ani. A, vezi, dar și pentru aia trebuie să plătești, nu cât e, vreo 1000 de euro? 20 de milioane de rupii, 1000 și ceva de euro. 1000 și ceva de euro, e? Aha. Apoi, e prea bine în Asia, mai ales în Bali. Bine. Toată aia e bună, dar aici da, chiar mișto e tot. Bă, știi ce, e, în Bali găsești de toate, Bali nu e Asia. Bali e... Așa Bali e. Se află în Asia, dar Bali nu e Asia. Nu, așa, așa e, super westernizat. Western, tu poți, dacă vrei aici în Bali, să vii să stai un an fără să guși deloc mâncare locală. Da, poți da, să da, mănânci da, da. Și să mănânci da, mâncare... Bali este că ești în Asia, practic ai multe din Asia, însă cu influențe vestice. Și cu condiții și vestice. Condiții, exact. Vrei să mănânci paste și quesadilla și chestii cu care sunt super bune comparative. Adică chiar la nivel de european găsești, frate, restaurante și locuri și tot, și hoteluri, absolut tot. Da. Asta e partea mișto la Bali, că îți oferă complet pachetul ăsta fantastic. Atât și servicii. De exemplu, dacă vrei să ai Ferrari aici, tu poți să ai Ferrari. Da, da. Poți să închirezi Ferrari. Dacă vrei să ai... nu știu, ceva mâncare din Europa, produse de acolo, poți să le ai. Orice. Auziți, hai să vă zic ceva despre Dani, că nu știți. Și Cristi? Dacă vrei să ai iubită, poți să ai iubită, nu? De ce? Pe cine? Pe Dani sau ce? Nu, el. Auziți, mă, fii atent aici. Deci îmi face Cristi de fiecare dată, face că bă, nu te-ai văzut și cu băiatul de la Cargo? Așa zice că înseamnă cu băiatul de la Cargo, da, de la păr. Asta zice Cristi tot timpul, sau orice, că te-ai văzut cu băiatul de la Cargo. Deci ce interesant este că vorbeam acum despre cost of living aici. Și cred că Dan este mai aproape de o
de o normalitate sau nu, de un buget pe care să zicem că ni se pare nouă oamenilor normali, mai ok. Cât cheltuiești aici pe lună? În jur de 1000 de euro. Acum, dar luna viitoare mai mult ca sigur nu o să mai pot să cheltui 1000 de euro, o să-mi trăiască un buget mult mai mare pentru că totul s-a scumpit. Cazările s-au scumpit, mâncare s-a scumpit, totul s-a scumpit, efectiv tot. Deci se simte, voi simțiți asta, oameni care stați aici de mult timp, vă dați seama, simțiți. Bine, păi eu... Și oricum zona asta au luat, fiind pe coastă, e mai scumpă. Da. E mult mai scumpă decât Ubud. Așa că v-am zis, acum e timpul în special să veniți la cazări. În special la cazări și la aia. Deci la 1000 pe lună, frate, cât dai pe lună? Tu cazarea 200, ai zis, nu? Și ce ai la 200 euro, la 207 euro am dita mai grădina, piscina, bine, cameră mare cu... Este într-un guest house. Un guest house cu mai multe căsuțe. El are o căsuță cu o cameră, înțelegi, baie și tot, și are o curte mare cu piscină care au toți acces. Ai internet bun? Ai Wi-Fi bun? Asta mă interesează. Sometimes. Nu e așa de mișto ca la noi, dar e ca la voi. E ok. Poți să-ți faci treaba, adică da, să... Da, merge să-ți faci treaba. Marea problemă la Wi-Fi, ți-am zis aici, e că merge fluctuant. Fluctuează, da, asta exact. Asta e marea problemă, știi, chiar... De exemplu, seara... Păi și la noi azi, la seara, păi nu știu seara, ce cred avut, că pică pentru că e și demand-ul mare, să zicem, dar, na, sunt și noi aseară, am avut o cădere de se blocase Wi-Fi-ul și am zis, bă, ce face, nu se mai descărca nimic, știi, nu mai mergeam nimic. Dar după aia și-a revenit, după jumătate de oră și-a revenit și a fost ok. Deci cei călătorii, ei sunt la 500 de euro, Daniel la 1000. Bine. Gândește-te așa, el se mai duce și la... Eu merg în cluburi, păi da, prieten, așa, păi așa nu, tocmai de asta vreau să zic, înțelegi, că este foarte interesant ca oamenii care se uită să vadă, bă, uite, așa pot să trăiesc, așa, și mie mi se pare, adică eu cu siguranță că, eu cred că cineva care vine cu 1000 de euro, cu 1000 de euro cred că nu prea faci rabat de la multe chestii, nu? Ba, faci de la un... Eu zic că 1500 de euro e bugetul perfect, dacă chiar vrei să faci de toate. Adică tu ce simți acum? Tu ai chestii la care te reții și zici, bă, n-aș face aia, să am grijă la aia, ai lucruri. Da, sunt. Sunt anumite chestii. Dar la 1500 de euro nu aș mai avea. Gândește-te la un lucru. Problema nu se pune că se deține de la mâncare sau să-și ceva. Nu, mâncare niciun caz. Se reține că nu mă entertainment. Nu mă duc în entertainment, cum îi spune... Nu mă duc ce bar, Savaia, de exact exemplu. Ce bar, că e super de lux, bă, și 100 da, de euro pe noapte, înțelegi? Bă, da, vreți să vă zic ceva, mie, ce mi se pare super dubios? Am fost și eu la Shishi ăla, frate, club. Ești nebun, e 180.000 un cocktail, e mai scump ca în România un cocktail. La Vela, acolo e 200. Păi de asta zic, da. Păi de mai, bine, fiind și țară musulmană, dar zic că e mai scump ca în România. Cred că e mai scump ca la câte un cocktail. În Austria, cred că le iau, nu știu, cu 3 euro un cocktail. Aici e 12 euro la Vela. N-ai oceanul, n-ai Bali, n-ai Bali. Ideea este alta, că aici un club de fițe este pentru turiști. Și atunci sunt prețuri pentru turiști. Nu, dar stai că mai e și o chestie la mijloc, trebuie să înțelegeți. De exemplu, cel puțin ăsta și din punctul meu de vedere este un loc care în România ar fi un club, nu știu, cel mult average. Deci nu vă gândiți acum, mie nu mi s-a părut ceva excepțional, un loc să zici că mamă ce nebunie e acolo. Da, asta zic, deci tu spui că undeva la 1500 ești pentru un turist, da, 1500 e cel mai bun. Ești pe boierie. Da. Care e chestia? Gândește-te așa, noi practic locuim aici. Deci vezi, Cristina ne-a dus școala și uite cum ne-a dus școala. Zici că sunt niște morcovi. Sarmale, mă. Hai bă, să mergem în bucătărie, înainte să mâncăm. O să-mi gătească câinele ăsta. Ce faci, mă, urât? Ia să vedem. I hit my head a bit, but it's ok. Ia uite ce drăguț, frate. Superb. Ce bine arată. Se par fascinante bucătăriile astea. Da, dar n-ai nevoie de mai mult. Frate, e bucătărie, da, e bucătărie, nu e exact, palat, exact. Înțelegi? Și te interesează gustul mâncării până la urmă. Da, așteptările sunt... Ah. Creamy chicken. This is pad thai. Pentru cei care nu știu și sunt convins că sunt foarte puțini oameni care nu știu chestia asta, pad thai, alt clip cu care m-am viralizat-o prin 2017, când v-am arătat cu ce mâncați cu 12 lei în Pattaya și mâncam pad thai și papaya salads cu 12 sau 15 lei acum 5 ani sau 6 ani de zile. Cât e asta? 10 lei. Tot asta 10 lei aici, mamă. Ia hai să vedem. Eu sunt destul de cunoscător, să zicem, al pataiului, nu foarte fin. Stai că Dragoș, o secundă. Dragoș face două vloguri aici. Așa. Nu un cunoscător foarte fin, doar că îmi place culoarea noodles-ului. Asta e foarte bine, mamă, și știți, distar 5 stele. O să spun de ce. Miroase bine. Nu bostea, te ia noodle-ul.
Tu știi cât de important de chestia asta să nu-ți dea, să trag să de aici chinui, să... și să trebuiască să fac cum făcea doamna și vagabondul, să fiu cu nudul în gură deci și să dau... zis că asta lucra la un hotel de 5 stele. Deci ce înseamnă deci să tai, ce... e foarte important de chestia asta, cine face patai, să tai nudelul, frate. Și de multe ori planting-ul e atât de... Se vede cu lucra. Vă bagă și lămâie. Nu, nu, e super bun, e super bun și e aproape unul la unul cu alea pe care le mănânci pe stradă în... Aia e treaba, tare că ești în Bali și mănânci mâncare tailandeză. Da, 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 da. Ia uite, ce s-a venit la voi? Quesadilla. Quesadilla. Mamă. Uitați aici. Mamă, dar aici trebuie asta. Deci mâncăm aici paste cu pui. Pad thai care e tailandez, paste cu pui care sunt preparat, nu știu, italienesc, da? Italienesc, da? Și quesadilla care sunt mexic, care sunt iberice, nu spaniole. Că sunt spaniole influență, eu Mexic am mâncat, dar sunt convins că există, sunt iberici, exact cum zice. Asta e partea mișto, că găsești mâncare de orice fel, toate tipurile, ca să nu mai vorbesc, că e super ieftin, e 9 lei, 10 lei, o porție. 10 lei o porție, da. O porție, da. Și uitați, două de-astea uriașe de chestia. Păi tu zici seama că dacă mănânci o zi la... Dacă mănânci o dată la restaurantul ăla, mi-am mâncat înainte, mănânci o dată la ăsta... Sunt 3 dolari pe zi. Mamă, și mănânci ca și mănânci de despre. Eu cu 5 dolari mâncai. Trebuie să sunt 3 dolari pe zi. Haide, ce mai iei câte o cola sau nu știu ce, știi? De curiozitate, ia și de acolo o gură să vezi. E foarte bună. Încearcă, da, încearcă din eu toate. Eu n-am gustat, trebuie să văd și eu cum sunt. Auto, mâncat din astea? Fai. Preferat. Deci astea sunt ce mă? Paste. Paste cu chicken creamy, nu știu cum le zice, da. Chicken cream. Ia să. Mamă, super deci bun. Are fapt. Gust mâncarea așa cum ar trebui să fie. Da. Fiecare, asta e partea mișto. Aha. Aici când vă uitați ce va filma și Cătălin, e dezastru cum arată, te sperii. De ce mă, nu, mi se pare super ok. E dezastru da. Pentru cei care poate eventual când nu știu. Când te gândești la un restaurant european și vezi ce e aici, înțelegi? Da, să veniți peste 2 ani să vedeți cum o să fie, cum da? Are planul mare pe locul ăsta. Mâncarea da. Este, da. Are gust adevărat de restaurant ca lumea. Hai. Ia zi-ne, Dani, cât a fost? Mamă, frate, 150.000. 6 Coca-Cola. 106 Coca-Cola cu 3, poți cu 3 din astea, frate. Mamă, arăgă. Ce că ți-ai bubit, i-a căzut lemnul omului, s-a mor. S-a, mă, e intimidat. Stai, serios, mare. 100 de, mamă, deci 10 dolari, frate. Take like this. It's ok. Perfect. No, no, no change, just like this. Very good. Thank you so much, my friends. Thank you. Thank very you good very food, much. Very good. I love it. Thank you. Thank you so much. Băi, cam asta a fost și cu vlogul de astăzi. Și noi probabil că eu în video următor nu o să mai fiu aici. Sper, adică sper să pot să-mi obțin viza pentru țara următoare. Dacă nu, vedem ce facem, luăm o pauză sau ne zbatem. Îi găsiți pe acești oameni. Vă pun contul de social media, îl pun și pe al lui Dani frumos. Hai aici în... la un val. Unde, la ce val? La o plajă. A, la o plajă. Nu, că nu le mai are plajă, gata, o plajă o țin pentru mine. Să fie secrete pentru mine. Și, da, cam asta e. Dacă vreți să intrați în contact cu ei, pentru ceea ce v-am spus mai devreme, aveți mail, aveți Instagram, aveți tot ceea ce vă... căutați și ne vă răspundem. Tot ceea ce vă trebuie. Dacă vreți să mâncați ieftin, vorbiți cu ei. Și haideți la distracție în Bali! Mi-au zis oamenii ăștia, bă, vezi că mergem la o plajă, filmează și puțin acolo. Și n-am mai avut chef să filmez, dar e chiar frumoasă aici. E foarte frumoasă plaja, îmi place. Frumos, dramatic acolo în față. Cum se numește aici? Dreamland Beach. Cum ies din casă, stai aici. Tu aici stai aproape, da? Păi de acolo, de unde am plecat. A, tu acolo stai, da. Unde era? A, nu, ce ies mișto. Din casă, direct pe acolo plătești tu 200 dolari pe lună. Da, 200 de euro. Da, mă. Deci cam asta a fost. Hai spuneți voi la revedere aici. Te pupăm, vă pupăm, veniți în Bali. Vă așteptăm în Bali, contactați-ne. Bye, bye. Asta e că eu nu mi-am bateria la cameră, deci n-am terminat vlogul acolo. Terminăm vlogul aici, ca să văd și unde stă Dani, frate. Deci aici stai tu, mă, la 200 de euro pe seară? Pe seară. Stai că doar pe lună, pardon. Mamă, frate, bă, cât de mare. Dar ce mă arată super bine, ești nebun, deci la 200 de euro. Dar pe aici costă? Am mirat super mișto. Pe nu m-a dat și el ca să pară că s-a spălat. Da, uite. Și care, e vreun downside? Că stai aici, nu mi se pare că n-ai niciun copii. Downside. Proprietarul a doi copii, tu ai dragi de copii, nu? A, și fac zbomul. Nu sunt copii, sunt dragi.
Și dimineața la 6 au... Ăștia sunt banii din care trăiește Dani, da, după zi pe alta? Bă, cât de mișto, uitați-vă, stați să vă arăt. E fain, locația e foarte bună. Nu, boss. Nu, boss, știi ce? Hai să o filmez. Hai să vedem. Stai, mă, stai, că mi se pare super mișto că ai... Ai șezlonguri și ai o piscină marfă, asta e o piscină mișto. Vezi că foarte multe vile de pe aici au o piscină care sunt niște căcaturi. Deci asta arată excepțional, bă, sunteți nemulti, biliard, restaurant. Ai și restaurant aici? Da, da. De ce zicea că ai netul prost? Da, pe clasă. Bucătăria e oribilă. Da, să o vezi. De ce? E murdară și fai de capul ei. Bă, nu trece pe sub scară, mă. Că nu te mai însori sau asta. Nu e adevărat. Uite-te și tu, ești în ultimul hal, eu nu-l folosesc niciodată. Ai și locul tău aici? Eu nu-l folosesc. Ah, da, bine, la ce dracu să folosesc? Mama, dar s-a degradat rău. Ce stare, uite-te acolo. Mamă, dar nu spală să... Bine, frate, vorbești. Sunt 200 pe lună, ce mai vrei? E o super cameră, ia uite aici. Cine mănâncă de aici, frate? Faci psida dacă mănânci de aici. Faci co-working space, da? Da, mă, chiar, exact. Și aici o tăiat tocmai ce tine acum toată... Pădurea. Aici o să fac un ceva. Vă să fac un hotel de aici, instalare aici. Bă, nu mie, deci vă spun clar, mie știi ce mi se pare cel mai mișto? Piscina. Da, piscina și curtea, foarte mișto. Curtea deci... e parte genială, hai să nici pe partea. Nu, deci asta mi se pare super tare, piscina. Că în general, repet, eu am văzut multe vile care se marketează aici ca fiind vile cu... Hello? Ca fiind vile cu piscină, dar sunt scam. Ia uite ce mișto. Partea nasoală la căsuțele astea, dar mișto că ai o căsuță întreagă, dar nu ai apă caldă. N-ai apă caldă, doar la mine e apă caldă și la... Da, la... bine, da, poți să stai și... Aici merge în Bali. Cel puțin, da. Bă, e greu. Da, e greu. Și eu sunt destul de fițos. Vreau apă caldă, că așa m-am obișnuit în București, așa m-am obișnuit comunismul, să am apă caldă. Aici am dat înainte, dar m-am mutat din cauza că n-aveam apă caldă, bineînțeles. A, de cât am mai vila, bă. Cât am mai loc, uite mai acolo un... Nu, e mare, e foarte mare și frumos. Ai negociat ceva? Sau ăsta era prețul de listă? Aici e 4.900.000 pe noapte, eu dau 3.1. 3.2. Pe lună, pe lună, da. Oh. Eu dau 3.2 milioane. 2.5. Pandemie era 2.5 asta și 2 milioane asta fără apă caldă, pe lună. Mamă, frate. Pe lună se ține. Asta ca să nu vă zic că dădeam eu cu familia Ionescu pe cazări. În călătoream, mamă, mamă. Aici stă un poran. Deci arată excepțional, dar mie ți-am spus, mie asta îmi place cel mai mult. Piscina mi se pare de nota 10. Aici stă un ucranian lângă mine, e super mișto băiat, a fost în Sri Lanka mai înainte. Uite, dacă te uite, avem un vlog cu toți românii de la piscina asta. Da, a fost aici. Aici ai făcut-o, da? Da. Ha. Da, mă, gata, hai că aici închid vlogul, spune-ți la revedere, pa. Vă pupăm. Pa, 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 ha, ha.